Bună tuturor și bine v-am găsit la Idei de Bricolaj! Astăzi croșetăm împreună un fular XXL foarte pufos, se croșetează cu piciorușe tuble reduse și ochiuri alunecate, se formează astfel acest model foarte frumos. Ce lână am folosit și cum se face, vă arăt chiar acum. Pentru acest fular voi avea nevoie de două ghemuri de lână pe care le voi croșeta concomitent. Mai exact, cu croșeta de 9. Lâna e teoretic potrivită pentru croșeta de 6-7. Scot firul din mijloc să-l vedeți mai bine. Nu e nici foarte gros, nici foarte subțire, dar m-am hotărât să folosesc o croșetă mai groasă. Aceasta este lână colorată Mega Color de la Rico Design, 100 de grame, 250 de metri, 80% poliacril și 20% lână. Și eu am ales culoarea numărul 11 cu tonuri de roșu, maro spre portocaliu și mov foarte închis. M-a atras în mod inexplicabil această compoziție de culori, dar bineînțeles că puteți folosi ce culori doriți. Ar fi totuși bine să nu fie lână monocromă, pentru că modelul acesta iese mult mai bine în evidență atunci când avem mai multe culori care se amestecă. Am scos între timp firele de început. Voi avea nevoie de ambele, după cum am spus. Am luat firele, pun ambele ghemuri deoparte să nu ne încurce, iar acum voi face nodul pe croșetă și încep cu un lanț din ochiuri de lanț. Am nevoie de un număr impar de ochiuri pentru acest model. 2, 3, 4, 5... Am ales să fac 15 ochiuri, cred că e o lățime potrivită pentru un fular. Introduc acum croșeta în penultimul ochi și fac un ochi alunecat, deci trag firul direct, apoi fac un picioruș dublu redus în următorul ochi, iar apoi un alt ochi alunecat în următorul ochi. Din nou un picioruș dublu redus, urmat din nou de un ochi alunecat. Voi alterna astfel între cele două elemente până la sfârșitul rândului. Fiecare din cele două elemente se croșetează în propriul ochi de lanț. Din nou un picioruș dublu redus și un ochi alunecat, iar în încheiere încă un picioruș dublu redus. Astfel am croșetat primul rând. Fac acum un ochi de lanț pentru înălțime, întorc croșetul și croșetăm înapoi, începând cu un ochi alunecat din nou, împungem, tragem firul, apoi luăm jeteu și facem un picioruș dublu redus în următorul ochi. Apoi, iarăși ochi alunecat, urmat de un alt picioruș dublu redus. Ochi alunecat, picioruș dublu redus, până ajungem din nou în partea cealaltă. După ce am terminat cele două rânduri, începe să ia contur modelul. Avem aceste arcade care se întrepătrund de-a lungul rândurilor. M-am oprit aici cu un picioruș dublu redus. Fac iarăși un ochi de lanț pentru înălțime și continui, începând fiecare rând cu un ochi alunecat, urmat de un picioruș dublu redus. Apoi fac un alt ochi alunecat, un alt picioruș dublu redus și tot așa până în capătul opus. Avem aici următoarea serie de arcade care se formează. Am mai croșetat câteva rânduri,
Modelul iese foarte frumos în evidență, după cum vedeți. Să știți că am croșetat acest fular destul de relaxat până acum. Am avut puține rețineri când am folosit croșeta de nouă, dar se pare că iese un fular foarte pufos, ușor elastic. Luna e foarte moale la atingere și cred că îmi va face mare plăcere să-l port. Voi continua să croșetez, oprindu-mă pe parcurs să vă arăt cum se schimbă culorile și cum iese folosind acest tip de lână cu mai multe culori care alternează. Pașii nu se schimbă, încep cu un ochi de lanț, apoi ochiul alunecat și piciorușul dublu redus, de la început până la final. Dragii mei, am croșetat și partea mai închisă la culoare. Aici avem o zonă de tranziție între mov și maro, deși acest maro pare roz deocamdată. Apoi avem zona maro și la final cea roșie, zona de început. Am măsurat fularul la final, are 180 de cm lungime și 15 cm lățime. Iar aici am scos firul de final de pe croșetă, am tras bine și l-am scurtat. Voi coase atât firul de final cât și cel de început. Datorită faptului că am mers în paralel cu luna, avem doar două fire de cusut. Bine, știu că practic sunt patru, dar tot e o bătaie de cap mult mai mică. Fularul e astfel gata. Materialul e foarte pufos, foarte moale. Sunt sigură că e și foarte călduros, potrivit pentru zilele de iarnă. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă da, lăsați o apreciere și abonați-vă la canalul Idei de Bricolaj, dacă nu ați făcut-o până acum. Apăsați pe clopoțel pentru a nu pierde niciun video nou și ne revedem data viitoare cu și mai multe idei. Pa, pa!